Câmpul Lungul este recunoscut în întreaga țară pentru faptul că dintr-un oraș puternic industrializat a ajuns unul al proxeneților. Încă o dată am reușit să atragem atenția presei naționale cu ajutorul unor fapte reprobabile. De data aceasta a fost vorba despre 43 de percheziții domiciliare efectuate de către polițiștii Biroului Investigații Criminale Câmpul Lung în municipiul nostru, precum și în comunele Buia de Sus, Lărești și Poenarii de Mușcel. 45 de persoane au fost vizate, acestea fiind bănuite de proxenetism și trafic de persoane. Mascații de la Direcția Operațiuni Speciale și Direcția de Investigații Criminale au descins în locațiile indicate de la 5 dimineața. Cu ajutorul polițiștilor de la Centrul de Cooperare Polițienească Internațională și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Argeș, au stabilit că în perioada 2008-2016 persoanele vizate ar fi determinat și înleznit practicarea prostituției de către 80 de femei în statele Uniunii Europene. Din această activitate infracțională, aceștia ar fi obținut peste 3 milioane de euro. Deschide poliția! Deschide poliția! Spargem ușa! Deschide poliția! În urma perchezițiilor, oamenii legii au confiscat 25 de mașini de lux și o motocicletă care se aflau în proprietatea celor vizați de anchetă. Bolizii au fost duși în parcarea fostului centru de pregătire de la jandarmi. Astfel, expoziția din curtea instituției făcea să se simtă gelos pe oricare organizator de eveniment automobilistic. Potrivit anchetatorilor, în urma perchezițiilor au fost ridicate în vederea cercetărilor 25 de autoturisme, o motocicletă, aproximativ 500 de grame de bijuterii din aur, 82.000 de euro, 19.100 de lei, 18 ceasuri și 114 volane auto. De asemenea, polițiștii au ridicat un pistol de calibru 9 mm și 6 cartușe deținute ilegal. 31 de persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Câmpul Lung pentru audieri. Rămâne de văzut câți dintre ei vor rămâne în arestul Inspectoratului de Poliție Argeș și câți vor fi cercetați în stare de libertate.